Pandemie sau nu, mehedințenii țin cont de tradiții în pragul sărbătorilor de iarnă, dar și noaptea dintre ani este lege ca măcar un articol vestimentar să fie de culoare roșie. Magazinele sunt pregătite cu rochi elegante, bluze cu perle și paiete, dar și cu blănițe naturale. În noaptea dintre ani, dar și la masa de Crăciun, tradiția este ca fiecare membru al familiei să poarte un articol vestimentar de culoare roșie. Roșul semnifică norocul, dar este și o culoare tematică a sărbătorilor de iarnă. Magazinele de haine sunt asaltate în această perioadă de către cumpărători care caută ținuta perfectă pentru noaptea dintre ani, dar și cadoul potrivit pentru persoanele dragi. Cele mai aglomerate sunt magazinele pentru femei, pentru că doamnele adoră cumpărăturile. De la bluze fine din mătase, pantaloni sau cizme, până la pardesie, șarfe sau bijuterii, toate se găsesc din belșug. Bani să aveți de cheltuit. Avem o diversitate de produse, de la rochicioare, blănițe, plovorașe, pantofiori, cizme, bocanci care sunt în mare trend și o gamă diversificată de accesorii. Vă așteptăm mânușe, șarfe, căciuli, paltoane. Vă așteptăm cu drag la cumpărături. A venit lumea deja să-și cumpere haine pentru sărbători? Da, lumea vine tot timpul. Nu neapărat pentru sărbători, pentru zi de zi. Rochile de culoare roșie, dar și dantela sunt cele mai căutate articole vestimentare de către femei în această perioadă. Chiar dacă sărbătorile se vor ține într-un cadru restrâns, tradiția se păstrează și cu toții suntem în căutarea vestimentației perfecte pentru sărbători. După sărbători va începe o nouă perioadă aglomerată pentru comercianți, deoarece va începe sezonul reducerilor. Hainele și încălțămintea din colecția de iarnă vor putea fi cumpărate atunci și la jumătate de preț, așa că oamenii vor avea suficiente motive să vină în magazine.